a venit punctual pentru a căuta împreună Ministerul Apărării Naționale și o întreprindere a statului român cu tradiție, competență, multă experiență, un program național de apărare a României. Nu pot să mă remarc totuși că, ca om, ca cetățean, ca parlamentar, membru al Comisiei de Apărare, tot timpul am fost interpelat, discutat, așa este omenește, cu colegi parlamentari, atenție de la toate partidele politice. Ce putem să facem realmente acum? Putem ca Ministerul Apărării Naționale, și am adus aici toată conducerea Ministerului Apărării Naționale, șeful statului major general, cel care se ocupă de departamentul de armamente, ceilalți colegi, într-o discuție clară, serioasă cu dumneavoastră, să putem ca împreună, având în vedere tradiția dumneavoastră, experiența, să creăm un transportor. Vreau să vă spun că este aprobat un program național de înzestrare armată cu transportoare, câteva sute, 8-4, 4 intermediare. Dacă putem să facem un transportor, și sunt convins de acest lucru, aici, care pe această scară de protecție omologat NATO Standard, de la 1 la 5, în grad de protecție 3, fiindcă trebuie, într-adevăr, să apără militarii noștri, mai ales din teatrele de operație.